Bolnavii au la dispoziție metode moderne de tratament, în urma cărora recuperarea este mai scurtă. Terapia cu oxigen este una dintre acestea. Într-o capsulă hiperbarică, pacientul respiră oxigen pur la o presiune mai mare decât presiunea atmosferică. Respirați adânc, inspirul să continuați pe nas, inspirați 3-5 secunde, după care expirați profund, tot 3-5 secunde. Terapia cu oxigen hiperbaric sau oxigenoterapia hiperbară constă în inhalarea oxigenului pur sau a aerului îmbogățit cu oxigen la o presiune mai mare decât cea atmosferică. Victor Ciortea are cancer la prostată și a fost operat de 3 ori. Starea sa de sănătate i s-a agravat până în momentul în care nu a mai putut merge. Am făcut la Cluj, la Medicală 3 intervenții cu argon. Nu s-au vindecat. Și la recomandarea doamnei doctor Gianina Grigorie am venit aici ca să și sper din tot sufletul, pentru că mi s-a recomandat și mi-a explicat mai mult acum domnișoara director Daciana și mă simt, mi-a explicat urmările tratamentului care îl fac aici. Cum și acum? Să știți că după prima ședință care am făcut-o, parcă am avut crescut oracele. Simțeam că respir mult mai ușor și mă simt mai vioi. Și să nu vă mai spun că în momentul în care vin, mă dau jos din mașină și urc spre laborator sau spre cabinet, simt o revigorare mai mare. Pentru a se convinge de efectele terapiei, chiar și directorul unității medico-sociale din Ocna Mureș, Daciana Oprea, a încercat acest tratament după ce a fost diagnosticată cu tumoră la plămânul stâng și inoperabilă. Am prezentat o afecțiune pulmonară, diagnosticat, bineînțeles, și cu analize de laborator, radiografii, computer tomograf, și am urmat diverse tratamente pentru această afecțiune pulmonară, dar complementar am aflat de terapia cu oxigen hiperbar și bineînțeles că am dorit să încerc. Mi s-a recomandat 10 ședințe, am câte 60 de minute și bineînțeles că am fost foarte deschisă la tot ceea ce este nou și în paralel cu medicamentele, cu terapia pentru afecțiunea atât pulmonară cât și a aparatului digestiv, am luat decizia de a urma această terapie cu oxigen hiperbar. După 10 ședințe, ce ați constatat? După 10 ședințe am fost foarte uimită, pe lângă faptul că s-a rezolvat toate problemele, toate simptomele afecțiunii pulmonare, chiar și o altă simptomatologie care nu era diagnosticată, de fapt erau efectele, și spun caz concret, edeme la nivelul membrelor inferioare, s-au remis în totalitate, nefiind diagnosticată cu altă boală, cu altă afecțiune. Puteți să spuneți că vi s-au vindecat și afecțiunile de care habar nu aveați? Da, într-adevăr, nu știam și nu am fost diagnosticată cu o altă boală, dar, bineînțeles, s-au vindecat chiar și acele simptome care nu le cunoșteam cauza. Și asistenta medicală Elena Oțel a fost bolnavă de cancer la sân și, după un tratament îndelungat, a reușit să se vindece, dar continuă terapia de oxigenare. Am fost diagnosticată cu neomamar, am urmat un tratament cu chimioterapie, radioterapie și mă simt bine. Ceea ce m-a și determinat să fac acest, să zic, tratament sau... O să spun că este un tratament până la acum, complementar pentru creșterea sistemului imunitar. Terapia cu oxigen are un spectru foarte larg, susțin medicii, ea fiind folosită în străinătate și pe ambulanțe, dar și pentru înfrumusețare. Tratamentul cu oxigen hiperbar este cu siguranță un câștig pentru pacienți,
Și aici mă refer la pacienții care suferă de arsuri, care suferă de probleme circulatorii periferice la nivelul membrelor, la cei care au paralizie, paralizie de tip central, se pare că se tratează rezultate deosebit de bune, chiar și în partea de cosmetică și în partea de frumusețare își are beneficiile lui, sunt cântărețe renumite care tratează tenul de riduri și de acnee cu oxigen hiperbar. Oxigenoterapia are numeroase aplicații. În cazul traumatismelor și fracturilor, cancerului, afecțiuni ale pielii și țesuturilor moi, arsuri, degerături, cangrenă, varice, are indicații și în osteite, artroze, discopatii, dar și la accident vascular cerebral, hemoragii, stres,